În satele Botoșaniului, sărăcia este o constantă pe care nimeni nu o poate nega. Mii de familii trăiesc la limita subzistenței, iar sute de copii se culcă flămânzi după o zi grea de muncă. Impresionați de realitatea din jurul lor, 30 de elevi și tineri din Dorohoi și Șendriceni s-au unit pe rețelele sociale și au format ad hoc un grup de ajutorare a celor nevoiași. Ideea i-a venit unui tânăr de 18 ani, Vlad Angel, elev la liceul din Șendriceni, în timpul unei întâlniri cu prietenii. Eram cu niște prieteni și am zis să ajutăm niște familii nevoiași care au nevoie de ajutorul nostru. Imediat elevii s-au pus pe treabă. S-au întâlnit, au depistat familiile care au nevoie de ajutor și au început să strângă haine și alimente. Organizarea noastră constă în a ajuta persoane care au nevoie de ajutorul nostru. Noi le oferim alimente, haine și jucării din banii proprii. Cazurile le găsim pe Facebook, sunt persoane care ne dau mesaj spunând că cunosc o familie sau chiar ei au nevoie. Și noi ne organizăm, ne întâlnim, vorbim, punem bani și mergem la persoane respective să le oferim ajutor. De cele mai multe ori, elevii și-au pus la bătaie banii de buzunar sau alocațiile pentru a cumpăra alimente și haine. Noi nu prea am cerut sprijin, decât doamnei Simona. Ne-a ajutat cu câteva cazuri, ne-a ajutat cu haine și noi suntem pe cont propriu, cum ar veni, adică nu cerem banii altora. Cine vrea să doneze, binevenit, cine vrea să scrie în grupul nostru, chiar e binevenit. Ne puteți găsi pe Facebook Voluntar Dorohoi și așteptăm un mesaj de la cine vrea să ajute împreună cu noi. Și bă, important este că bănesc că cei care donează sunt oameni simpli la rândul lor, nu sunt oameni bogați. Nu mă așteptam să fie oameni chiar atât de săraci care să doneze. Ne-au donat și haine și din puținul lor ne-au donat bani și chiar m-a impresionat treaba asta, pentru că oamenii săraci dau un suflet mare. Li s-au alăturat tot mai mulți voluntari dispuși să renunțe la banii lor de buzunar pentru a-i ajuta pe nevoiași. Sunt elevi cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, dar și un tânăr instalator de 26 de ani. M-am auzit de el și mi-a plăcut ideea să fac voluntariat. Îmi place să văd oamenii bucuroși. Sunt în grupul ăsta de aproape lună și... Ai contribuit? Da. Cu bănuți fie cum pot, ajut. De unde? Banii de buzunar. Din alocație? Da. De la părinți? Da. Asta înseamnă că ai renunțat la ceva. Prefer să văd oamenii fericiți. M-am înscris acum câteva zile, deci sunt nou în grup și îmi place ceea ce fac. Sunt motivat, vreau să continui și vreau să susțin grupul. După ce strâng banii, merg împreună să-i ajute mai ales pe bătrâni. Unii mai pun mâna și îi ajută și prin gospodărie. Elevii dorohoieni spun că sunt impresionați până la lacrimi de ceea ce văd. Majoritatea oamenilor sunt foarte sărași și când ne văd așa de mulți, se bucură foarte mult. Unii chiar încep să plângă și ne așteaptă să ne întoarcem la ei. Și care este sentimentul vostru? Vă dați seama că și nouă ne vine să plângem când vedem un om sărac care e satisfăcut, sufletește că a fost ajutat și noi ne simțim foarte bine. Grupul de tineri a intrat în atenția Simonei Elena, polițista de frontieră care îi ajută pe nevoiași în timpul liber. S-au întâlnit la Gabriel, puștiul de la Popeni, rămas fără casă. Am văzut postările la ei pe grupuri de Dorohoi, da, pe grupul Botoșani. M-a impresionat pentru că practic făceau același lucru care îl făceam și eu acum mulți ani, voluntariat. Și am ajuns că ne-am și cunoscut și am stat de vorbă cu ei. I-am felicitat, m-au felicitat și ei pentru acțiunile care le facem. Și am zis că este extraordinar ceea ce fac și să ne renunțe niciodată în a ajuta și a face bine la oameni. Tinerii din Dorohoi pot fi găsiți pe Facebook, în grupul Voluntari Dorohoi. Cei care doresc pot să-i ajute să strângă haine și alimente.